Eu spun că se va întâlnea cu prof online. Începem repede. Tema pentru acasă, clasa a 5-a, Hybrid Adus. Începem? Da. Te rog. Aplic abstracțiile 1 3, 4 5, 7 8, 5 6, 2x 3y. Ușor. Deci să amplificăm? Fracțiile. Ia să vedem. Deci amplificați fracțiile. Cu cine? Cu 2, cu 3 și cu 5, nu? Da. Da. Deci, amplificați fracțiile. Zile pe toate. 1. 1 spre 3. Da. 3 spre 4. 3 pe 4. Da. 2 spre 5. 2 pe 5. Și 5 pe 6. 5 pe 6. Așa. Cu. Și mai este o fracție, parcă a plus 1? A, nu, 2x spre 3. Zice-mi, 7 spre 8. Deci 2x? Spre y și 7 spre 8. 2x supra y? Da. Și? La 2y. Cât? 2y. 3y. 2x supra 3y? Da. Și respectiv? Și 7 spre 8. 7 spre 8 și x. Și, deci 1 pe 3, 4 pe 5, de tu mi-ai dat 3 pe 4. Nu, te-am mai cred. Te-ai uitat în altă parte? Da, cred. Te-ai dat mai jos. Deci 1 pe 3, 4 pe 5, hai să le luăm așa cum sunt date aici, ca să facem tema. Completăm să mă uit eu, da, și să refacem. Deci, amplificați fracțiile, o treime, 1 pe 3, 4 pe 5, 7 pe 8, 5 pe 6, 2x supra 3y. Deci, 1 pe 3, 4 pe 5, 7 pe 8, 5 pe 6, 2x supra 3y, a plus 1, a plus 1, supra a plus 2, a plus 2, să le amplificăm cu, să le amplificăm cu, odată, a mic, cu 2, deci le amplificăm cu 2. Da. Și atunci ele devin, rezultă, în situația asta, ce înseamnă pe 1, pe 3 sau amplificăm pe, cu 2. Adică deci, înmulțim în fiecare termen cu 2. Înmulțim și numărătorul și numitorul cu 2, da? Deci 1 pe 3 este egal cu cine? Cu 2 pe 6, da? Da. Apoi? Apoi 4 pe 5 este egal cu 8 supra? 8 supra 10. 10. Apoi? Apoi 5 supra 6. Nu, 7 pe 8. A, 7 pe 8. 7 pe 8. Va fi egal cu? Va fi egal cu 10 supra. Nu, păi 7 pe 8, dacă amplificăm cu 2. 7, 14 supra 10. 14 supra? 16. 16. Apoi 5 pe 6. 5 pe 6. Da. Va fi egal cu? Va fi egal cu 10. 10 pe 12. Și în sfârșit, 2x supra 3y. 2x supra 3y. Da. Va fi egal cu 6x. Nu, că dacă amplificăm cu 2, vine 4x. 4x supra? Supra 6x. 6? 6y. 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 Da? 4x supra 6y. Și respectiv, în sfârșit, am ajuns la a plus 1 supra a plus 2. Da? Și pe asta trebuie să amplificăm. Cât va fi? Dacă amplificăm cu 2. Amplificăm cu 2, adică 2. 2a plus. A plus 1. Nu? Cu 2 se mulțesc toți termenii de sus. A, 2a plus 2. Așa. 2a plus 2 supra. A, 2a. 2a plus 4. Exact. Este egal cu. Atât.
Deci, A plus 1 supra A plus 2 egal cu... Eu n-am mai scris încă o dată. N-am mai avut spațiu aici. Da. Deci tu trebuie să spui A plus 1 supra A plus 2 egal cu 2A plus 2 supra 2A plus 4. Da. Da? Punctul B. Să amplificăm, să luăm din nou de la capăt, dar să le amplificăm acum parcă cu 3. Nu? Cu 3, da. Deci luăm toate fracțiile la capăt și le amplificăm cu 3. Deci luăm 1 pe 3. 3 este egal cu 3 pe 6. Deci, 3 pe 9. 3 pe 9. Apoi. Apoi 4 pe 5. 4 pe 5. Va fi egal cu 12 pe 15. 4 pe 5 egal cu 12 supra 15. Apoi 7 supra 8. 7 supra 8. Va fi egal cu 21. Supra 24. Supra 24. Apoi 2x. 7 pe 8, 5 pe 6 mai este. A, 5 pe 6. 5 pe 6 este egal cu? Este egal cu 15 supra 18. Supra 18. Apoi? Apoi 2x. Supra 3y. Egal cu? 6x. Da. Supra 9y. Supra 9y. Și asta e rămas spațiu. A plus 1 supra A plus 2 va fi egal după ce mulțim cu 3. Va fi egal cu 3A. Corect. 3A plus 1. Plus 3A plus? Plus 3. Perfect. Plus 3, totul supra? Totul supra 3A plus 3. 3A plus? 3A plus 6. Plus 6. Că mulțim totul cu 2, da? Da. Cu 3, pardon. Da? 3A plus 6. Acum, să A, B, C. La ce să le vedem din nou? Toate mulțite cu 5. Deci, acum cu 5, da? Da. Deci le mulțim cu 5 și rezultă. 1 pe 3 egal cu 5 pe 15. Da. 4 pe 5. 4 pe 5. Egal cu 20 pe 25. 20 pe 25, corect. 7 pe 8 va fi egal cu 35 supra 40. Da. Apoi? Apoi 5 pe 6. 5 supra 6. 6. Amplificat egal cu 25 supra 30. Corect. 2x. 2x supra 3y. 3y va fi egal cu 10x corect. Supra 15y. Perfect. Și A plus 1 supra A plus 2 va fi egal cu 5A plus 5 și supra 5A plus 10. Foarte bine, foarte bine. Corect. Am făcut punctele A, B și C. Punctul D. Punctul D zice să amplificăm cu K. Deci cu un K să mulțim și numărătorul și numitorul. Cum am mulțit cu 2, cu 3, adică cu 5? Ar veni 1 supra 3 este egal cu 1K supra 3K. Perfect! Deci 1 pe 3 egal cu? Egal cu 1 ori K, K face K supra 3K. 3K. Apoi 4 pe 5 4 pe 5 este egal cu 4K. Perfect, foarte bine. 4K supra 5K. Bine, apoi? Apoi 4... E da, 7 pe 8. 7 pe 8. 7 supra 8 va fi egal cu 7K. Da. Supra 8K. Bine. 5 pe 6. Va fi egal cu 5K supra 6. K. 2x supra 3y va fi egal cu 2k vine 2kx, da? 2kx supra 3kx y. Apoi A plus 1 supra A plus
2 va fi egal cu A ca. A ori K, foarte bine, A ori K plus. A ori K plus 1, 1 plus K. Bine, K ori 1 K, da. Plus supra. A ori K. A ori K plus K. Plus? 2K. Plus 2K. Bun. Apoi, punctul A, B, C, D, E. Să amplificăm acum. Nu cred mai e și eu. Este și eu. 2K. Cu 2K să amplificăm. 1 supra 3 egal cu 2K. Perfect. Supra 6K. Bine, mă. Bine. Și, apoi, 4 pe 5. 4 pe 5. Va fi egal cu 8K. Bine. Supra 10K. Supra 10K. Apoi. 7 supra 8 va fi egal cu 14K. Supra 16K. 16K. Apoi. 5 pe 6. Da. Va fi egal cu 10K. 10K. Supra. Supra 12K. Da. Da. 2x supra 3y va fi egal cu 2k ori 2 va fi egal cu 4k. 4kx. 4kx, pardon. Da, 4kx. Supra 6kx, y. 6k, y. Foarte bine. Așa. Apoi a plus 1 supra a plus 2. A plus 2 va fi egal cu 2 2K A. A, 2K A. Ori A. A. A-ul este și mulțești cu 2K. Deci 2K A plus 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 2K. E 2K ori 1, nu? Da, 2K plus 2K supra 2K A. Bine. 4K. Bine, mă. Foarte bine. 4K. Iată că am făcut exercițiul numărul 1. Deci, fracțiile astea, 1 pe 3, 4 pe 5, 7 pe 8, 5 pe 6, 2x pe 3, y, 7 plus 1 supra plus 2, le-am amplificat cu 2, da? Cu 2, aici parcă cu 3, a fost vorba, aici cu 5, aici cu K, și în sfârșit cu 2, da. Și le-am luat pe fiecare ce devin ele după amplificare, da? Fostele fracții, 1 pe 3, 1 pe... Așa devin. 5. Devin 2 pe 6, 12 pe 15, după caz toate au fost analizate și au făcut... A fost ușor exercițiul. Da. Bine. Asta înseamnă amplifica o fracție. Am mulțit și numărătorul și numitorul, și numărătorul și numitorul, adică de sus în stă de jos, cu același număr. Da. Iar a simplifica înseamnă face procedeul invers. Da. Da? Deci am amplificat, înseamnă mulțit și sus și jos, a simplificat același lucru și la numărător și la numitor. Fracțiile se devin echivalente. Deci fracția 1 pe 3 este același lucru cu 2 pe 6. Numai că e de două ori. Numai numărătorul și numitorul. Deci, practic, este aceeași valoare. Da, este echivalent. Da? Deci, vă zic că sunt echivalente, da? Bun, mergem mai departe. La exercițiul 2. Exercițiul 2, ca să vedem ce ne spune acolo. Ia-s cartea. La exercițiul 4. Dar 2 nu e următor sau? Nu avem 2, nici 3, avem 4. Exercițiul 4 spune, simplificați fracțiile. Ce facem? Să simplificăm, nu? Da. 2 supra 16. Deci, să se simplifice fracțiile. 2 supra 16. 8 supra 10. Să scriu 10. Și eu. Să scriu și eu. Da, deci simplificați fracțiile. 2 pe 16. 2 supra 16. 8 pe 10. 8 supra 10. 10 supra 28. 10 supra 28. Și 14 supra 24.
14 supra 24. Cu 2. Amic cu 2. Mai întâi amic cu 2, da? Da. Amic. Deci, zicem, 2 pe 16, spunem că cu 2. 16 cu 2, da. Bun. Și va fi egal cu 1 supra 8. 1 pe 8. Și mai merge, fiindcă este 1 și nu se mai împarte la 2. Exact. Așa, după care vine 8 supra 10, simplificat cu 2 și va deveni 4 supra 5. 4 pe 5. Apoi va deveni 10 pe 28. Pe 28. Simplificat cu 2 va deveni 5 supra... Așa se spune simplificat prin 2, nu? Partea asta. Da, 14. 5 supra 14. Așa, și 14. Supra. Supra 24. Da, simplificăm prin 2 și va fi 7 supra 12. 7 pe 12. Așa, B, punctul D. Simplificați fracțiile. Prin cât? Ba nu. Alte fracții. Da, la fiecare sunt alte fracții. 15 supra 6. Deci punctul A a fost acesta cu fracții de mai înainte. Acum, fracțiile, alt șir de fracții, vorba de? 15 pe 6. 15 pe 7, da? Pe 6. Pe 6, bun. 27 la 45. Da. 102 la 162. 180. Da. Supra 273. 273. Cu 3. Tot să simplificăm totul cu 3, da? Da. Prin 3. Prin 3. Și luăm. 15 supra 6 va fi egal cu 5 pe 2. 5 pe 2, bine. Așa, 27 supra 45 va fi egal cu, cât vine? 9. Bine. Supra 3. 15. 9 supra 15, corect. Și asta ar mai putea să fie simplificată, nu? Că nu este... Da. N-am ajuns să fie ireductibilă. Ea se mai poate simplifica, chiar tot așa printr-un 3. Da. Ar veni vreo 3 supra 5. Corect. Și mai merge. O ducem așa, până când nu mai putem simplifica. Da. Fiindcă nu mai merge simplifica cu 5. Bine. Alta. Așa. 102. Așa, supra. Supra 162. Da. Va fi egal cu... Prin 3, da? Da, prin 3. Hai să vedem. 102 ar veni prin... 3 în 10. 3 în 10 de... 3 ori. 9. Rămâne un 1 rest. Punem lângă 1, 2. Noi ne facem împărțirea în mintea noastră, da, acolo, da? Deci cum facem ca să înțelegi, să înțeleagă toată lumea? 102 împărțit la 3. Da. Zicem, 3 în 10 de 3 ori. 3 ori 3, 9. Rămâne restul 1. Punem pe 2, coborâm. 3 în 12, 34. Deci, tăiem, ori zicem că tăiem, dacă nu zicem egal mai departe cu 34. 34. Supra. 162 împărțit la 3. 3 în 5, 3 în 16. De 5 ori. 5 ori 3, 15. Rămâne restul 1. 254. 54. Da? Da. Ia să mai vedem, asta s-ar mai simplifica prin ceva? Nu. Parcă prin 2. Prin 2, numai că aici zice numai prin 3. Bun, dar noi ne ducem. Am făcut cât o zis el, dar noi ne ducem continuare. Vreau să o ducem ireductibilă. Bine. Da? Mergem, da. Puncem mai departe. Mergem prin cât? Prin 2. Și va fi egal cu 34. 2 în 3. 2 în 3 odată. Da. Rămâne rest 1. Coborăm pe 4. 17. Da. Supra. 5 de 2 ori. Da. Rămâne 1. Coborăm pe 4. 7. 27. 17 supra 27. Deci 17 supra 27. Asta este... Mai se poate simplifica prin ceva? Nu, că 17 e prim.
Deci 17 număr prim, adică n-are alt divizor decât pe 11 el însuși. Și dacă 17 nu vrea, nu mă mai interesează. Dacă unul din ei e prim, nu mai există nicio șansă să simplificăm decât prin el însuși. Da. Adică să împărțim și sus și jos prin 17. Și atunci ne gândim dacă 27 se împarte la 17. Nu se împarte. Continuăm cu cine crezi acum? 180, nu? Da, 180. 180 supra? Da. 273. Da. Prin 3. Cum zice el prima dată? 5, 3, coborăm pe 0, 10. Nu, păi cum? 3 în 18 de câte ori mergi? De ce? De 6 ori. Ah, da, 6. 6. 6. Rămâne 0, de 0 ori. De 0, 60. 60. Supra. Supra, 7, 27 de 9. De 9 ori. 9 ori 3, 27. Da. Nu rămâne niciun rest, totodată 91. 91. Ia să vedem dacă asta se mai împarte prin ceva. 6. 60 prin cât ar merge? Prin 2 sau prin 3? 5. Da, sau prin 3. Deci prin 2, 3. Prin 30. Deci e clar că merge 2, 3 și 5, da? Da, deci dacă am găsit divizorul 60, care ar fi divizorul 60? Hai să descompunem. 60, bară. Ar veni 5. 5. 5 în 6 odată. 5 în, rămâne în restul 1, 5 în 10 de 2 ori. 5, 12, 4. Prin 2, zicem noi. 2, 6, 2, 2, 3, 3, da. Ei, deci vedem divizorii 2, 3 și 5. Da. Prin 2 merge? Nu, prin 91. 1 la sfârșit. Da. Deci prin 2 nu. Prin 3, hai să adunăm. 91, 10. Suma trebuie să împarte exact la 3 ca să împartă. Da. Deci nu merge. Prin 3 nu. Prin 2 am încercat, prin 3 nu. Prin 5. 5 nu. Nu, gata. Dacă niciunul din divizorii ăsta de sus nu merge jos, spunem ireductibilă. Nu, să te-am părțit la 5. De la? Cum? Fiindcă 60 se împarte la 5 și 9 plus 1 egal cu 10. Păi, dar un număr se împarte la 5 când ultima cifră este 5 sau 0. Nu mai merge ca sumă. Numai la 3 și la 9 suma. Da? Deci, atenție, criteriile sunt astea. La 2. Când ultima cifră este pară, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, la 3 și la 9, când suma cifrelor se împarte exact. Iar la 5, când ultima cifră este 5 sau 0. În concluzie, 91 nu merge nici prin 2, nici prin 3, nici prin 5. Deci este fracția ireductibilă. Da. Bine. Ce? Da. 25. Asta a fost B-ul. C-ul, un alt șir de fracții pe care le luăm în discuții, vorba de 25 supra 80. Da. 50 supra 45. 35 supra 50. 35 supra 50. 200 supra 95. Da. Cu 5. Așa. Perfect. Și luăm 25 supra 80. Egal. Așa, egal cu 25, 5, 90, 10, 16. Deci 5 în 8 odată, rămâne 30, de 6 ori. Da. 5 pe 16. Da. Și este ireductibil, că nu se mai poate simplifica prin nimic. 60 nu se mai poate, 5 se poate. Da, da, trebuie în același lucru și sus și jos. E de data asta... Gata, ireductibil, că nu găsim un divizor comun. Da. Adică un divizor care să împarte și pe 5 și pe 16. Da. Deci ireductibil. Mergem mai departe. 15 pe 45. 15 supra 45 egal cu? Egal cu 3 supra 9. Face 3 supra 9. Dar 3 supra 9 mai poate fi la rândul ei? Da, prin 3. Prin 3. Și va face? Va face 1 supra 3. Supra 3. Corect.
Măcare oamenii 35. Dar vorbește și... Supra 50. Trăiește supra 50. Și va fi egal cu 7 supra 10. 200 supra 95 va fi egal cu... 40 supra 90. Așa. Ai condus până la capăt? Ai fost la 35, ai făcut-o pe asta? Da. 35 supra 50, prin 5 și-a făcut cât? 7. 17. Corect, și nu ai ce mai face. Da. Iar 200 supra 95 egal cu? Egal cu 40 supra 17. 40 supra 17. Așa e bine? Da. Ia să vedem. Ia să vedem. 5 în 9, o dată. Da. Rămâne rest... 3. Rămâne rest... 5 în 1, 5, 4 rămâne rest. 4, pardon. 45. 5 în 45, 9. Din 9. 19. Și mai se poate simplifica? Nu. Pentru că 19 e număr prim. Da. Și gata. Dacă una e număr... Ori numărător, ori numitor e număr prim, nu mai discuți. Deci, ireductibilă. Numai dacă s-ar împărți și numărătorul tot pe 19, că cel mult pe 19 poți să le faci. A, B, C, D, nu? Da. 250. Supra. Supra 30. Da. 40 supra 70. 300 supra 170. 170. 1300. Supra 260 cu 10. Deci, luăm 250 supra 30. Supra 30 ar veni 10, 20, 25 de 25. Ori. Da, fiindcă 10 în 110 vine 10 ori, 100, da, 100 ce mai, putem un 0. Da. Așa e regula, nu? Tem un 0. Da, așa. 25, da? Supra? 25 supra 3. Supra 3. 40 supra 70. E ușor. Și vine 4 supra 7. 4 pe 7. Apoi. Apoi 300. 300. 300 supra 260. Și vine 30. Da. Supra 260... 26. Da, 26. Care mai poate fi simplificate? Să vedem prin cât? Banul prin 10 nu se... Nu prin 10, dar prin altceva. Prin 2. Prin 2, sigur că da. Și ar veni 315. Supra? Supra 26... 13. 15 supra 13. Da. Și gata. Mai putem continua? Nu, e număr, nu, e număr prim, 13. Da. Număr prim. Dacă e număr prim, n-avem ce mai gândit, decât dacă eventual sus ar fi fost un multiplu de 13. Dacă ar fi 26, 39, s-ar fi împărțit prin 13. Dar nu este, atunci este ireductibilă. Da. 1300. 1300, să ne ocupăm și de el. Supra 260. Așa. Și vine... Hai să o pun așa, 1000, cât ai zis? 1300. Da, 1300. 260. 260. Cu 230 de ori. 10, 0, face 130, supra 26. Ce părere ai, mai poate fi simplificată? Cu 2. Pe 2, sigur că da. Și atunci va face...
2 în 13? De 6 ori. Da. 1 în 10 în 5. De 65 5, supra? Supra 2, 13 ori. Supra, de 65 supra 13. Ia să vedem. Ar fi cazul să ne oprim. Că 13 numără prim. Dacă cumva se împarte 65 la 13, mai continuăm. Ia să vedem, 65 se împarte la 13? Nu, fiindcă 3... Ia să încercăm. 65 împărțit la 13. Ia să facem asta. Să vedem dacă merge exact sau dacă ne dă rest. Ce părere ai? Ia să încercăm. De câte ori să încerci? 5 ori. De 5 ori. Și bine, 5 ori 3. 5 ori 3, 15. 5 ori 5, 1, 6. Perfect, Omers. 5. Deci vezi? Da. Dacă merge exact pe numărul prim, atunci continuăm. Și împărțim totul prin 13 și face 13 pe 1. Nu? Pe 1, da? 13 rămâne. Nu, pardon, 5. Nu? Da. Că 65 împărțit la 13 și face 5, supra 1, dacă vrei să scrii. Și 13 împărțit la 13 și face 1. Da. Deci răspunsul corect este 5. Da. Hai, vreau să mai spun. 5 supra 1, 5 împărțit la 1, tot 5 este. Mai alt ABCD e? Nu. Da, și mai avem... 17. Așa. Da. 17 la ce pagină? 87. Bun. Ce spune acolo? Așa. Aduceți la numitor comun. Aduceți la numitor, la același numitor, da? Da. La numitor comun? Pe. Eu am normal pe A, B, C, D, E, F, G, H, I, numai că doamne mi-a dat numai pe C, D și E. Adus la același numitor să ne luăm pe rechi. Noi le facem pe toate. Bine. Hai, mă, să facem o treabă, măcar. Să ducă vestea. Adică ce facem? Le luăm pe rechi? Pe rechi, da? Și toate, la A, B, C, D. Da? Da. Deci punctul A, în care avem fracțiile care sunt. Ne scrie. 1 supra 9. 1 pe 9 și vecina sa. Și vecina sa, 4 pe 15. 4 pe 15. Aș vrea să fie același numitor. Da. Poate bine. Am putut amplifica numai că 9-5 prin 10. Deci? Aș veni amplificat cu 4, fiindcă 4... Hai să-ți învăț o șmecherie. Vrei? Da. Hai să vă spun ce tare e chestia. 9 este egal. 9 este egal cu 3 ori 3. Sau 3 la 2. Da? 3 ori 3 sau 3 la 2. Am scris și 3 la 2 și 3. Bun. 15 este egal cu... Este egal cu 3 ori 5. 3 ori 5, da. Și acum, cel mai mic multiplu comun este egal cu... Uite cum scriu. Cel punct mai mic multiplu comun. Eu am început să scriu așa. C, M, 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 C. C. Adică cel mai mic număr. Ce? Cel mai mic număr care se împarte și la 9 și la 15 este. Uite. Mă uit așa. Am 3 și aici, am și 3 și aici. Și le iau pe cel mai cu puterea cea mai mare. 3 la 2. Deci dintre cei comuni, luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Da. Da? Deci am și 3 la 1 aici,
Și 3 la 2. De lăptă la exponentul cel mai mare, 3 la 2. Și se iau și 5 nepomuni. Ori 5. Și cât face? 9 ori 5. 45 e numărul. Deci 45 se împarte și la 9 și la 15. Da. Când se împarte la 9, înseamnă că amplificăm asta cu 5. Da? Da. Deci 45 împărțit la 9 egal cu 5. Deci numărul ăsta care l-am găsit, îl împart la fiecare din cei doi numitori. Deci 45 împărțit la 9 egal cu 5 și același 45 împărțit la 15 egal cu 3. Și atunci știu că pe asta am amplificat cu 5 și pe asta cu 3. Da? Da. Și echivalent cu, le transcriu. Cum ar arăta după mișcarea asta? 5 pe 45. Exact. 5 pe 45. Și vecina sa? Vecina sa 3, 12. Pe 45. Da. Iată că l-am adus la aceeași numitor. Da. E foarte tare ca să afli numărul ăsta. Și dacă e să aflăm și numărătorul și numitorul, să le aducem același? Cum ar veni? Nu, no, nu se poate. Nu ne ocupăm de asta. Niciodată. Ne ocupăm întotdeauna de aducerea numai la același numitor. Numitorii ne ocupăm. Deci nu se poate și nu. Nu mă interesează, nu mă frământă problema asta. Ei nu mă frământă. Să spun de și... Uite. Nu, 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 nu. Merge, mă pot, dar nu mă interesează. Pe mine mă interesează așa mai târziu să fac. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Știi cât face? Adică o jumătate de măr și o jumătate de măr cât face? Ar veni... 2 spre 2. 2 pe 2. Număr între 2 pe 2, da? Adică numărul... Deci este egal, pui numitorul 2, care este același. 2 și 1 plus 1. Da, și vine 2 spre 2. 2 pe 2, care face 1. Da? Da, doar la fracțiilor. Așa, da. Acum vreau să-ți motivez de ce mă interesează numai la numitor. Dacă vei fi să aduni 1 pe 1 supra 2 cu 1 pe 4. Cu cine este egal? Aducem la același numitor. Asta-i! Deci trebuie să aduc la același numitor. Adică trebuie să o amplific pe asta cu cât? Cu 2, ca să am același numitor. Deci mă interesează să am același numitor. De aceea nu mă frământ la numărători. Vezi? Aici e ieșițiul care se face este de aducere la același numitor, da? Nu cu numărătorii să fie la fel. Nu mă frământ asta. S-ar putea face, dar nu mă interesează. Nu mă interesează câtă vreme eu am nevoie de adunat fracțiile cu același numitor. Deci pe asta am amplificat-o cu 2 și vine 2 pe 4 plus 1 pe 4 și când am reușit performanța să am același numitor, zic egal 4 și am numărătorul 2 și 1 și va fi egal cu 3 pe 4. Vezi? E foarte tare chestia asta. Se pot să aduc la același numitor. De aceea, ieșițiul care îl facem este să aducem la același numitor. Numitorii să îi facem, da? Bun, am luat pe A, punctul B. Te rog, dă-mi perechea de fracții. Imediat. Așa. B. 1 pe 4 și 5 pe 6. Da. 1 pe 4 și vecina sa și, parcă zice acolo, și. Da, și, nu mai clar. 5 pe 6. Și facem exact ca la ce... Ai, te-ai prins de poate, că îți place, nu, chestia da. Asta. Sigur că da. Deci, pe 4 luăm de-o parte. Facem cu... 4 egal cu 2 la... A doua, da. 2 la 2. Da. 2 la a doua. 6. Și 6 este egal cu 3 la 2. A, nu, 2 la 3. Păi 2 la 3, cât faci 2 la 3? 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. Da. Și faci 2 ori 2 ori 2, faci 8. 2 ori 3 mă faci 6, mă, ce mai ne bagi în cap. 6 e egal cu 2 ori 3. Da, numai că eu zice la 3. Dar nu se poate. Păi nu se repetă
Uite, dacă le scompui pe 6, nu repetă de 2, de 3 ori. Uite, dacă 6 îl descompunem, vine prin 2, devine 3. Odată. 3, odată. E 2 ori 3. Nu se, nu-i 2 ori 2 ori 2, cum ar fi la 8. Uite la 8 ce se întâmplă. 2. 2 în 8, de 4 ori, iar prin 2. 2 în 8, iar de 2 ori, iar prin 2. Și de câte ori este 2-ul? De 3 ori. Da. Și atunci spunem că 8 este egal cu 2 la 3-a. Deci atenție, nu că vrei tu să scrii pe 3 acolo cocoțat la exponent, că strici și chestiu. Știu. Da, păi, te-ai înțeles seama, nu? Da. 6 e 2 ori 3. Punct. Și nu mi-e nimic de comentat. Da? De 6 egal cu 2 ori 3. Și acum de desubt spunem. Cel mai mic număr care se împarte exact, cel mai mic multiplu, chiar e un multiplu, comun. Cel mai mic multiplu comun este egal cu, și privește. Dintre 2, 2 ca bază, îl vedem și sus și jos. Da. Dar luăm pe cel cu exponentul cel mai mare. Adică 2 la 2. Da, fiindcă 2 la 1. Deci 2 la 1 e mai mic, e la 1. Dacă ai fost 2 la 7 și 2 la 3, îl luăm pe 2 la 7. Da. Da? Deci 2 la 2 și luăm și pe cei necomuni. Adică luăm și pe 3. Ori 3. Și face 4 ori 3 egal 4 cu 3 este 12. Deci numărul, numitorul comun la cele două va fi cât? 12, da? Da. Deci 12. Și acum pe 12 îl împărțim la 4, ca să vedem cu cât amplificăm. 12 împărțit la 4 și face egal cu 3. Egal 3. Și 6 împărțit la 4. Nu la 4, 6, 12, tot 12. 12 împărțit la 6. Egal deci, cu 2. La 6 egal cu 2. Deci prin prima amplificăm cu 3 și pe a doua cu 2. Și ea devine echivalent cu, le traducem în cine? 3, te rog. 3 pe 12. Așa, 3 pe 12 și respectiv. 5 pe și, 3. Și, 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 și. Și, 5, 10. A, 10, așa, 10 pe 10 pe 12. 12. Același numitor este. Același numitor. De aceea spune că m-ați același numitor, da? Da. A, B, C. Punctul C. 3 pe 8. Și vecina și? Și 5 pe 6. 5 pe 6. Ai putea ghici tu cel mai mic număr care se împarte și la 8 și la 6? Și 12 nu se împarte la 2. Nu cel mai mic număr care să se împarte la ele. Deci el trebuie să fie cum a fost aici. 12 s-a împărțit la 16. Se împarte la 8, dar la 6 nu. Deci numărul care se împarte. 24? 24, sigur că da. 24 se împarte și la 8 și la 6. Când se împarte la 8, amplificăm cu 3. Da? Da. Deci acolo cu 3. Și din coace cu cât? Și din coace la 4. 4? Acum ai curaj, mă! Auzi, și ce vreau, dar spui așa de hotărât, dacă eu spun vreo prostie, tu te ceri cu mine. Nu e adevărat. Că 24 se împarte împărțit la 6 îmi dă 4. Deci dacă eu spun vă trăiesc mai, tu nu mă lași. Deci așa trebuie să fii de hotăr. Nu, nu 4. Că îți lași nesiguranță. Ai stat? Deci tu trebuie să fii tare de tot. Așa. Și acum zicem, echivalent cu, cum apare? 3 ori 3. 9 pe 24 și 3 ori 15. Cum 3 ori 15?
3 ori 5, 15. Dar nu cu 3. Ah, cu 4, 20. Păi da, mă, ce faci tu? Eu spui să fie tu atent și mă lași. Deci 20 pe? 24. Ai vezi? Numai așa au aceeași iubitor, da? Bine, următor. A, B, C, D. Pregătit? Da. 1 pe 10. 1 pe 10. Și? Și 2 pe 25. 2 supra 25. Cel mai bun care se împarte? 50. 50. Că vine de 5 ori și 2. Vezi, mă, foarte tare ești. Deci aici amplificăm cu 5. Și acolo cu 2. Și atunci echivalent, le transcriem în? Echivalent cu 5 în 1, 5. Supra. 50. Corect. Și 12 în 4. Supra. 50. 4 supra 50. Foarte tare. A, B, C, D, E. Da. 5 pe 12. Deci 5 supra 12. Și... 2 pe 15. Și 2 pe 15. Și echivalent cu 10 pe 12, 4, 5, 5. Care să fie cel mai mic care se împarte la 12 și la 15? 20, 25, 25, 3, 4. Deci e vorba de un multiplu. El să fie mai mare decât 12 și 15. Și să se împartă și la 12 și la 15. Ce înseamnă multiplu? Luat de mai multe ori. Da? Multiplicat. Fie 12, fie 15. Ca îndată să se împarte exact. Deșteptul acel număr se împarte și la 12 și la 15. Să vedem dacă ghicești deodată. 5? Păi 5 trebuie să fie mai mare decât 12. Deci ne gândim la un număr mai mare și decât 12 și decât 15. 16. Păi 16 se împarte la 12? Deci vorba. 24. 24, legând de 24 nu se împarte la 15. Acum 36 se împarte aici, dar nu se împarte aici. 36 și cu 48. 48 se împarte aici, dar nu se împarte aici. 48 plus 12 vine 48 și cu 20, 50 cu 10, 60. 60 se împarte la 15. Da. Din 4 ori? Da. Deci, vezi, l-ai multiplicat pe ăsta de mai multe ori, până când și el s-a fost fericit. Da? Că tu l-ai zis 24. Nu vrea asta. 36. Nu vrea asta. Tu cu echipul el ești aici. 48. Nu vrea încă. Încă nu vrea. Da, da, și e capricios și nu vrea deloc. Și când ne-am dus la 60, gata, zice, și eu sunt bucuros. Da? Ai văzut? Da? Deci așa am găsit pe 60 este ăla. Și aici amplificăm cu de 5 ori parcă. Da. De 5 ori, că așa. Și aici de 4 ori. Și atunci ce devine? Vine 5, 25 supra 60. Perfect. Și? Și 2 la... 2 4, 8 ani? Da. 8 supra 60, mai da. 8 supra 60. A, B, C, D, E. Să le vedem care sunt. 5 pe 6. Da. Și? Și? 2 pe 9. 2 pe 9. Echivalent cu 6, 6, 10, 14, 15, cu 6, 18, 18. Se împarte la 2? Nu. Gata, 18. De 2 ori. 5 la 2, la 3 la 3. Asta cu 3, deci pe asta amplificăm cu 3. Și asta cu 2. Și asta cu 2. Și rezultă că 15. 15 supra 18 și aici 2
Așa, 4. Da, și 4 supra 18. Terminat. Da. A, B, C, D, E, F. Am ajuns până la E. Mai am până? Nu era E. Da, mai am G. 1 supra 8 și 7 supra 8. E-ul ăsta a fost F-ul. Nu? Da, nu știam de ce. Așa, F-ul. Și acum G-ul. G-ul. O, 1 supra 8. 1 pe 8. Și? Și 7 pe 10. 6 pe 10. 7. 7 pe 10. Așa. 8 și 8, 16 nu se împarte, 16 cu 8, 24 nu se împarte, 24 și cu 8 vine 32. Nu se împarte, 32 și cu 8 vine ăsta, 38. Nu, 38 și cu 8. 32 și cu 8, 40. 40, pardon. 40 se împarte. Da. Gata. Deci 40 va fi? Echivalentul cu... aici cu 5, ca să facă 40. Și aici cu 4. Cu 4. Și vine 5 supra 40. Și deci, vecina? 7, 4, 28. Supra? Supra 40. H. H. Și I. Bun. H-ul 1 pe 2. 1 pe 2 și vecina și? 1 pe 4. 1 pe 4. 1 pe 4. 1 pe 8. Și 1 pe 8. Și 3, nu? Da, 3. Bun, bun. Acum avem 1 pe 8. Adică să se împarte la toate. Cu 2 se împarte la 4, dar nu merge, vine de 4 ori. Că 2 ori 4 vine 8, se împarte și la 4 și la 8. 8-ul este deștept, nu? Da. Adică aici amplificăm cu 4 și aici cu 2. Așa ar veni? Da. Și face? Cu 4, 2 și cu 1. Aici amplificăm. De fapt aici nu amplificăm deloc. Deloc, sigur, da. Așa și face... 4 supra 8, apoi 1 supra 2, 2 supra 8 și 1 supra 8. Și 1 supra 8. Ai crede că e mai greu așa la prima vedere? Nu, dacă ochiul se dă, e foarte simplu. Nu, dar la prima vedere când vezi ecuațiile astea fără să citești, îți apară așa grele într-un fel. Da, dacă însă pătrundem în exercițiu și antrenamentul face să simți exercițiul, merge foarte bine. Da. A, B, C, D, I. G, H, I, la I, cred că avem tot vreo 3, da. Sau 4 fracții, da? Zim, te rog. 10, așa, 2 pe 5, 2 pe 5, 3 pe 2, 3 pe 2, 7 pe 10, și 7 pe 10. Așa, vine de 2 ori la 5. Fiindcă 2 ori 5, 10, împarți de așa, aici de 5 ori și aici nu amplificăm. Cu nimic. Așa. Echivalentul? Echivalent cu 4 supra 10, așa, 15 supra 10 și 7 supra 10. 7 supra 10. Așa. Altă chestiune? Comparația. Am tot așa mi-am plăcut până la H. 2 pe 5. Așa. 20. Cât e 54.